Efectivul de salariați la sfârșitul lunii iunie a acestui an a fost de 109.717 persoane, în creștere cu 4.588, adică 4,4%, față de sfârșitul lunii decembrie 2017. Distribuția salariaților pe sectoare de activitate evidențiază că cea mai mare pondere o dețin serviciile, 51,8% din total, urmată de industrie și construcții, 46,4%, agricultură, silvicultură și pescuit, cu cea mai mică pondere, 1,8%. Comparativ cu sfârșitul lunii decembrie 2017, efectivul de salariați a înregistrat creșteri în servicii cu 2.350 mai mulți angajați, în industrie și construcții cu 2.083 de persoane și în agricultură, silvicultură și pescuit cu 155 de persoane.